Aș dori în a doua parte să ne uităm împreună, nu doar la principiile familiei, ci să ne uităm și la pericolele familiei. De ce? Pentru că în Genesa, capitolul 2, cu versetul 15, Dumnezeu spune ceva foarte important. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Biblia nu spune ca să o lucreze și dacă se întâmplă vreodată ceva să o păzească înseamnă că sunt pericole. Iar în Luca 11 cu 21, Biblia spune, când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile îi sunt la adăpost. Dar dacă vine peste el unul mai tare decât el și îl biruiește, atunci îi ia cu la toate armele în care se încredea și împarte prăzile luate de la el. Averea noastră, iubiții mei, cea mai mare este familia noastră. Dincolo de granit sau de travertinul din baie sau din curte, dincolo de mașină sau de casă sau de poșete sau de haine, avem o avere mare. Și diavolul nu are treabă cu familiile care sunt al lui, diavolul are treabă cu familiile care îl slujesc pe Domnul. Dragostea, iubiții mei, este cea mai puternică forță din univers. De aceea, din dragoste sau din împlinirile ei, se vor naște cele mai frumoase experiențe și amintiri. Acum că ele sunt negative sau pozitive, depinde foarte mult de noi. De ce ar trebui să ne păzim familiile? Care sunt pericolele care ne pasc? Înainte să intru în mesaj să enumăr cel puțin patru pericole, mai subliniez un aspect. Sunt pericole care vin din exterior și sunt pericole care vin din interior. Și uitați un lucru interesant pentru cei care aș citit uh, istoria Americii. Războiul de independență al Statelor Unite, în momentul când s-a separat America de Anglia, un lucru care nu a convenit Angliei, bineînțeles, a provocat 6.800 de decese. Însă a mai fost un război pe care îl cunoașteți, un război civil. 620.000 de decese. Atunci când americanii au fost așa, au luptat cu Anglia și au avut pagube minime. Și atunci când americanii au fost așa și au luptat între ei, pagubele au fost imense. imense. Așa este și în familie. Amenințările care vin din interior sunt întotdeauna mai puternice decât cele din exterior și produc întotdeauna pagube mai mari. Vă dau un exemplu presupun că toată Deva are ceva cu mine și cu soția mea. Dacă eu, cu soția mea, suntem una, nu ne va afecta lucrul acesta. Pentru că eu nu mănânc la masă cu toată Deva, nu spală hainele mie toată Deva și nu mi le calcă. Însă dacă eu cu soția mea sunt împotrivă, toată Deva, dacă ne-ar iubi, nu mă ajută cu nimic. Iubiții mei, ca să, fiu conști... ca să mă păzez de pericole, trebuie să fiu conștient de pericole. Primul pericol pe care îl vreau să-l amintesc este competiția. Genesa 22 cu 24, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă și se vor face un singur trup. Vi s-a întâmplat vreodată să se bată mâinile voastre una cu alta. Ar fi, ar fi o problemă, ar trebui să mergi la un control. Da? Sau, de exemplu, să, să-ți dai cu, cu, cu pumnul în față. e o problemă. Iubiții mei, există un concurs pe care noastră îl cunoaște, se numește concursul de caiaca noie. Și am pus aici o imagine cu doi oameni care văslesc împreună, dar foarte important, văslesc în aceeași direcție. Dacă ești în echipă și unul văslește să meargă în față și altul în spate, ai pierdut din start. Și vă dau un singur exemplu. Unul spune, hai că e ora nouă să mergem la biserică sau 10. Altul spune, mergem numai de seară că ajunge un program pe săptămână. Vreau să vă întreb, ce înțeleg copiii dintre discuția din cei doi? Am observat ceva, dacă tata și mama merg duminică dimineața, duminică seara, marța și joia, copiii s-ar putea să meargă duminica și joia. Dacă tata și mama merg doar duminica, copiii o să vină doar la cină peste câțiva dacă mai vin. Iubiții mei, pe marea vieții, cei doi parteneri trebuie să vâslească în aceeași direcție. De ce? Pentru că direcția e mai importantă ca viteza. Dacă vrei să mergi spre Portland și tu mergi spre Florida cu 140 de maile pe oră, mai bine mergi spre Portland cu 20 de maile pe oră decât spre Florida cu 140. Direcția e mai importantă ca viteza. Acum, competiția între noi poate apărea prin cine să aibă ultimul cuvânt, cine să aibă dreptate, cine domină. Spunea o mamă către fata ei la nuntă, vezi, nu cumva să te lași pe locul doi. Nu cumva. Ai grijă că din prima zi trebuie să impui care mai mare. Da? O să revenim și la mai mare imediat. Iubiți mei, familia care luptă unul în față, altul în spate, are foarte mult de suferit. Apar certuri, apar atacuri la persoană și să știți că ceea ce sparge un cuvânt, inima care ai făcută cioburi, nu repară nici cadourile de milioane. Într-o zi un înțelept și-a întrebat discipoli: de ce țipă oamenii când sunt supărați? Țipăm pentru că ne pierdem calmul, spunea unul din ucenicii discipolului. Dar de ce să țip când cealaltă persoană e chiar lângă tine? Păi țipăm pentru a fi sigur că ne aude. Totuși n-am putea vorbi mai încet cu o voce joasă. Și acum fiți atenți ce spunea discipolul. Când doi oameni se ceartă, inimile lor se îndepărtează. Pentru a se auzi unul pe celălalt, aceștia trebuie să strige mai tare, proporțional cu gradul de mânie. Cu cât se manifestă mai multă furie, cu atât este nevoie de mai multe strigăte care să acopere distanța dintre ei. Însă, atunci când doi îndrăgostiți se întâlnesc, inimile lor se apropie și vorbesc încet, suav. Uneori sunt așa de apropiați încât nici nu mai folosesc cuvinte, ci doar șapte. Iar atunci când două ființe simt o dragoste intensă, comunicarea între ele se face fără cuvinte prin simpla privire. În concluzie, discipolul spuse, luați seama la cuvintele pe care le folosiți când discutați și nu lăsați ca inimile voastre să se separe una de cealaltă, căci va veni o zi în care distanța va fi așa de mare încât inimile voastre nu vor mai găsi drumul de întoarcere. Iubiți-mă, această seară aș vrea să înlocuim în competiția cu cooperarea. Cei doi se completează. Biblia spune, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor perfect. Un bărbat a uh, o rămas neînsurat și cineva l-a întrebat, cum de a rămas neînsurat? Și a zis, am căutat soția perfectă. Succes, a zis. Spor. O să ne vedem tot la 80 de ani și tot neînsurat, că nu o să găsești soția perfectă. Iubiți mei, Biblia nu spune că Dumnezeu ne dă ajutorul perfect, ci ne dă ajutorul potrivit. Ajutorul potrivit. Și uitați-vă uh, pentru a deschide o sticlă de apă, mâna dreaptă, cât ar fi ea de puternică, are nevoie de mâna stângă. Are nevoie de mâna stângă. Două piese de puzzle lucrează împreună și formează o imagine frumoasă pentru că sunt diferite, dacă ar fi la fel, n-ar face nimic. De aceea e foarte important să lucrăm împreună. Am pus aici imaginea cu piesele de puzzle. Să cooperăm. Un al doilea pericol, iubiții mei, și poate că e ciudat să vorbești în America despre asta, dar un alt pericol este materialismul. Materialismul. Dicționarul de la Oxford definește materialismul ca și o tendință de a considera lucrurile materiale. Și confortul fizic, ca fiind mai importante decât valorile spirituale. Problema știți care e? Preocuparea exagerată după lucrurile materiale vor răci relația dintre cei doi. Ei se vor vedea tot mai rar, încercând să aibă tot mai mult. Ei se vor vedea tot mai rar, încercând să aibă tot mai mult. Uitați-vă, de exemplu, în domeniul copilor. Am văzut tați în România, s-au uitat la fata lor la nuntă și au zis, asta e fata mea? Așa de mult au fost plecați din familie să facă bani, încât fata a crescut. Și nu le venea să creadă că fata se mărită. Iubiții mei, Biblia spune în Evrei 13 cu 5, să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, aveți, căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las cu niciun chip, nu te voi părăsi. Luca 12 cu 15, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției Lui. A apărut acum o modă drăcească în România, nu știu dacă ești și în America, sper să nu o de la noi, că noi am împrumutat multe de la americani. Da? Pe TikTok circulă niște filmulețe de câteva luni de zile în care cineva filmează, iar cel filmat își prezintă outfit-ul. Și spune, am, de exemplu, o cămașă cu 1000 de euro, am pantalon cu 2000, Adidas de la Balenciaga cu nu știu cât. La unii Adidas și mai scump ca mintea. O investi foarte mult în Adidas. I-am arătat soției mele, iertați-mă, mi-a fost greață de videoul acela. Pentru că, în primul rând, m-am gândit la copiii care n-au ce prezenta. 150.000 de copii dorm flămânzi în România în fiecare seară aproape. Sunt astfel de cazuri. Și nu intru în detalii astăzi. Dar mă uitam la oamenii aceia. Iubiții mei, asta vreau să vă spun cu responsabilitate, valoarea noastră nu stă în ceea ce punem pe noi, ci în ceea ce a pus El în noi. Și a pus Duhul Sfânt în noi. Și a pus valorile Lui. Uitați-vă ceva foarte interesant. Diavolul vrea să folosim oamenii și să iubim banii. Dumnezeu vrea să iubim oamenii și să folosim banii. Nu avea bani, e o problemă, ci iubirea lor. În Timotei 6 cu 10, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Iar chinurile unei familii distruse sunt imense. O familie din România a fost foarte săracă, șapte copii, vremuri foarte grele și mama s-a rugat o singură rugăciune toată viața ei. Până copiii au ajuns mari, Doamne, vreau toți copiii mei să fie oameni cu bani. Toți au ajuns oameni cu bani, niciunul nu este pocăiți. Dragii mei, n-am spus că avea bani este o problemă. Însă în momentul când nu mai ai timp să te ocupi de copii ca să faci bani, în momentul când nu mai ai timp să petreci cu soția sau cu soțul ca să faci bani, ascultă-mă, familia ta se distruge. Și trebuie să fii foarte atent la locul acesta. Pentru că materialismul în familie va lua locul spiritualului încet, încet. Și poate duce chiar la pierderea sufletului. Să nu uităm că suntem în trecere prin lumea aceasta și nu la întrecere. Martorul Lehova a venit la mine acasă într-o zi și au zis, domnul pastor, domnul Cristi, că nu știa că pastor, că dacă știa, nu veneau. <gângânt> o zis, mă la grupul sanitar, unul dintre ei și o zis, ce baie frumoasă aveți. Zic, mă, după ce plec, da, gratis, vă las cu cu casă. Dar unde plecați? Păi zic un pământ nou și un cer nou. Așa s-a orcărat o să vin cu pastorul lor, zic veniți cu oricine, că cuvintele lui Petru nu avem cum să le schimbăm. Știți? Dragii mei, suntem în trecere prin lumea aceasta. Să nu uitați când vedeți pe cineva care are mai mult ca voi, să nu uitați un lucru. Focul o să ardă mai mult. O să țină mai mult. Nu e rău să ai mai mult. Cunosc uh, un băiat din România, are mașină de zeci de mii de euro. La fiecare program duce bătrâni cu ea la biserică. Când am auzit, am zis, Doamne, mai dai zece! Mai dai că ăsta nu are ca să arate la alții să se laude, ci are să folosească. Ce luăm cu noi? I-am spus unui patron care a zis, hai să ne comparăm ce avem unul și altul. Și am zis, măi, nu prea am ce să mă compar cu tine. Dar dacă te vrei să ne batem, hai să ne batem în ce luăm cu noi, nu în ce lăsăm aici. O zis, hai să schimbăm subiectul. Vorbim despre altceva. Iubiții mei, ce luăm cu noi și faptele lor îi urmează. E mai important decât ceea ce avem. 3. Un alt pericol pe care îl putem avea în familie este căminul căldicel. Spunea Dumnezeu unei biserici și poate fi aplicat și la familie. Știu faptele tale, nu ești nici rece, nici în clocot. Dacă ai fi rece sau în clocot. Am observat câteva stadii ale dragostei. Dragostea fierbinte, căldicică, rece, prefăcută și în cele din urmă poate fi părăsită. Îmi scria un băiat într-o zi pe Instagram, frate Cristi, de o lună am făcut botezul. De o lună. Și spun sincer că nu mai simt nimic atracție să mă duc la biserică. Ce părere ai? Zic, uite, eu sunt păstor și nu simt atracție să mă duc la biserică. Tu, ca păstor, nu simt să mai merg. Zic, nu simt să mă duc. spun sincer că nu simt fluturi în stomac când e mars, ora 5 jumătate să sar de în pat, să fug sau de în mașină sau de la betonier sau ce mai lucrăm. Dar vă zice, vrei să mă explici? Și am explicat ceva ce vă explic dumneavoastră astăzi. În maxim trei ani după căsătorie, la unii trei zile, trei săptămâni, alții trei luni, dragostea Eros se termină. Îi spuneam unei surori astăzi care vrea să se căsătorească cu un băiat nepocăit. 99% dintre bărbații fără Dumnezeu doresc un singur lucru. Trupul femeii. Atât. Când e gata erosul, o plecat la altcineva. Tristețea este că întotdeauna va fi cineva cu un trup mai frumos ca al tău. Cel ține pe un om lângă soția lui, frica de Dumnezeu și legământul făcut. De aceea e foarte important înainte să te uiți ce mașină sau casă are, ce caracter are. Că dacă te minte înainte, de unde știi că dau care l-a spus aici are valoare? Revin la fluturii din stomac. Și spuneam acestui băiat și vă spun și vouă astăzi, când copiii noștri se scoală noaptea, vă spun sincer că nu simt fluturi în stomac să mă scoal să, să le fac lapte praf. Chiar nu simt. Nici nu văd inimioare cu săgeți trimise pe WhatsApp, știți? Însă am înțeles că, virgulă, căsătoria nu merge prin simțuri doar, ci merge prin credință credința că noi doi ne respectăm, ne iubim, că lăsăm ceva în urma noastră și că într-o zi ne bucurăm de mântuire și de răsplătiri veșnice. Dacă mă duc numai la biserică când simt, o să vă duc o dată pe an. Când e eveniment special, o zice afla de Cristi, dacă făceați banner, vineam și eu la evenimentul ăla special, i-am zis, la răpire nu să face banner. Nu o să fie. De aceea în biserică e ca și în familie. nu fi ul mă ține, și mă ține jurământul și legământul pe care l-am făcut. Și pentru legământul ăla mă scol noaptea dacă trebuie și fac un lapte praf sau schimb copilul. Și nu-i reproșe soției mele, că nici când merg la 12 de la biserică nu-i zic lui Dumnezeu, nu am ce de aia, ce pocăită Nu. Căminul căldicel. Mai spun ceva foarte important aici, iubiții mei. Căsătoria este o cutie goală. Am slujit prin harul Domnului uh, la un camp cu tinerii, cu biserica din Kitchener în luna iulie. A fost și soția cu mine, și pentru că eram la camp, ne-am permis să facem ceva inedit. I-am spus soției mele să vină în față, am luat o cutie de carton, exact cum vedeți aici, o cutie goală. Am făcut două bilețele eu, două ea. Pe ale mele am scris, cred că, kindness și love. Pe a ei am scris patience, care nevoie de răbdare cu mine și uh, respect. Și am spus tinerilor și vă spun și vouă astăzi, hai să punem fiecare un bilețel în cutie. Am pus eu, a pus ea. Apoi am băgat mâna în cutie și amândoi am vrut să luăm de acolo ceva. Și pentru că au fost două bilețele, când am băgat două mâini, am putut să luăm fiecare câte unul. Iubiții mei, când ne căsătorim, căsătoria este o cutie goală. Noi punem în ea ce avem în noi. Și am mai făcut un experiment. Am spus, dragă, acum pune doar tu. Eu n-am de unde să pun iubire pentru că nu am. Eros am, dar Agape nu am dacă n-am făcut legământ cu Domnul. Și o pus ea un bilet și am băgat amândoi mâinile și ne băteam în cutie pe biletul ăla. Și poate ea a luat biletul și eu nu l-am luat. Și asta se repetă mâine, anul viitor și timp de 10 ani. Și eu sunt frustrat și și ea este frustrată. Am o întrebare. Dacă Cristi Boariu nu are kindness și își lasă nevasta și ia pe alta, își rezolvă problema? Nu. Dacă Cristi Boariu îndeva un bărfitor și se mută în București, tot bărfitor va fi. Faptul că fac cinci ore cu mașina nu mă face nebărfitor. De aceea, de cele mai multe ori, nu schimbarea bisericii este problema, ci schimbarea individului e problema. Fiecare în căsătorie va pune ce are. De aceea, iubiții mei, și mă adresez părinților astăzi, poate mă ajutați aveți copii. Îi spuneam soției mele tremur de emoție când știu că pentru fata mea care are 12 ani acum, cineva crește un băiat. Mă face responsabil lucru ăsta. Și încerc să cresc copii care la 20, 22, 24, 26 de ani când pleacă să poată pune ceva în cutia aia. Că dacă ți-au pus euro și dolari și nu are bun simț și respect, ascultați-mă, nu a făcut nimic, n-ai făcut nimic. N-ai realizat nimic. Căsătoria este o cutie goală. În cuvântul căsătorie nu există dragoste. Dragostea este în oameni și oamenii o pun în căsătorie. De aceea e foarte important, când trece erosul, să rămână agape. Doamne, ajută-ne la asta. Iubiții mei, familia căldicică nu este separată, nu-i rece, nici în clocot, o dragoste fierbinte. Însă, atunci când dragostea devine căldicică, se va schimba limbajul, se va schimba dorința de slujire și de sacrificiu ajung ca doar copiii să fie împreună, să mai țină împreună. Îmi spunea o soră din România, cu greu o spun asta, fate Cristi, mai am doi din cei cinci de căsătorit. Când ăștia doi s-au căsătorit, am plecat de lângă nemernicul ăsta. Ce cuvinte triste, ce dragoste este acolo, unde doar copiii mai țin căsătoria împreună. Uh, atunci când este un cămil căldicel, iubiții mei, ei pot fi divorțați sentimental, financiar, emoțional, dar n-au mers la tribunal încă. i am spus un judecător creștin din România, cum îți permiți să divorțezi cuplurile creștine sau cuplurile din România când Domnul a spus că ce-o unii de el omul să nu despartă și a zis frate Cristi. Eu n-am divorțat pe nimeni. Cum? Că știu că ai pus tampila. Frate Cristi, toți oamenii care vin la mine pentru divorț, ei sunt divorțați deja de ani de zile. Au camere diferite, au pormonee diferite, au linii de credit diferite, au mașini diferite, au geaburi diferite, au vacanțe diferite. El cu prietenii lui ea cu a ei. Eu doar constat că există divorț de ani de zile. Dragii mei, mă rog Domnul să ne păzească. Uitați-vă mai departe, Biblia spune bunătatea, mila și iertarea pot face ca dragostea să fie din nou în clocot. Am primit de la Domnul un cuvânt de Halloween. Cum? De Halloween? Da, de Halloween. Eram în aeroport și am primit câteva cuvinte și le-am scris și apoi am făcut un video, poate l-ați văzut. Și am spus, nu sunt de acord cu halloween dar sunt de acord cu speriatul. Și am zis către, câte tineri, speriați-vă părinții ducând gunoiul, făcând curat în casă. Da? Sperieți tu ca fată mama spunând, mami, astăzi nu stau pe făbă, și vreau să spăl vasele. E o sperietură bună asta. Nu? Sperieți profesorii luând note bune. Nu? Uite ce sperieturi bune. Da? Și am spus, sperieți tu ca bărbat soția aducându-i floare. Spunându-i un cuvânt frumos. Iubiți mei, Biblia spune, fiți buni unii cu alții, miloși. Și iertați-vă unul pe altul. Ascultați-mă, dacă Cristi Boariu nu mai are cuvinte pentru soția lui, va apărea un coleg de la servici care va avea cuvinte frumoase pentru soția mea. Dacă soția mea nu mă apreciază, va apărea o colegă de la servici prin care diavolul mă va aprecia. Și pas cu pas, căminul căldicel se rupe. Biblia ne spune că haina dragostei să nu o ținem pe umeraj. Coloseni 3 cu 14, dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea este și XL, și S, și M. O poezie care îmi place foarte mult. Dragostea care nu doare, n-are roadă, nu mai floare. N-are lacrimi, ci înșelare. N-are viață, nu mai pare. Dragostea care nu plânge, nu se aprinde, ci se stinge. Nu se înalță, ci coboară, nu învie, ci omoară. Dragostea ce nu-i fierbinte, nu te crede, ci te minte. Nu e în soare, ci e în ceață. Nu încălzește, ci în gheață. Dragostea ce nu-i curată nu trezește, ci îmbată. Nu rămâne, ci trădează. Nu înălbește, ci Nu mai dragostea divină nu te arde, ci te alină. Nu te lasă, ci te ține. Orice trece și orice vine. Numai dragostea frumoasă legământul nu și lasă. Și cu una nu-și desparte, nici în viață, nici în moarte. Iubiții mei, observ multe cazuri de depresie astăzi, de anxietate. Acum, eu am fost la bunicii mei la țară. La patru dimineața erau sus. Până la 5 jumate mă trădeau și pe mine. Interesant că nu avea nimeni depresie atunci. Nu era anxietate. Te prin data tata am depresie, cura la porzăcea. Trăia și repede, zăcea. Păi da, e străcea de orice depresie, străcea. De orice problemă. Știi de ce e multă depresie astăzi? Când ne uităm că l-au în Dubai, tu nu te-ai permis. Ne uităm că l-aș o cumpăra nu știu ce, tu nu mai poți să mai faci o linie de credit. Dragii mei, astăzi aș vrea în loc să ne legăm mai mult de cei trecători, să ne legăm de dragostea divină. Și să nu uităm că dragostea care e în clocot ucide bacterii. La fel cu apa care e înclocotită și de bacterii. Medicamente de un frate plecat în. citeam mărturia asta, era plecat în misiune cu soția lui. După ani de zile de slujire, soția face Alzheimer. Și el scrie o scrisoare bordului de misiune cerând permisiunea să o lase mai încet cu evangelizarea cu misiunea și să se ocupe mai mult de soția lui. Și bordul de misiune îi spune nu putem accepta asta. Iați o femeie menajeră, o asistentă, îți trimite în bani. Ea oricum nu mai știe cine ești tu. La care el răspunde, ea nu mai știe cine sunt eu, însă eu știu cine este ea. Ea este soția mea. asta e dragostea fierbinte. Și în ultimul rând, anarhia, dezordinea, E extrem de ciudat acest punct, pentru că se poate găsi anarhie Într-o casă ordonată. Poți să vezi paturile făcute la linie, aspirat, fără nicio scamă pe jos. Și totuși să fie anarhie în familie, în relații. Punem, te rog, Iov, capitolul 1, pentru câteva zeci de secunde, primele patru versete, să vedeți în viața lui Iov ce ordine era. Era în țara uțu un om, apropo, înainte să fim orice altceva trebuie să fim oameni, care se numea Iov. Și omul acesta avea prima bogăție, curăția spirituală, integritatea, pocăința, frica de Domnul. O a doua bogăție în ordine în viața lui Iov era, Iov 1 cu doi, familia. I s-au născut șapte fii și trei fete. După familie, era versetul 3. 11.500 de animale și poziția socială. Iubitorii mei, să nu uitați: Biblia nu scrie la întâmplare lucrurile astea. Frica de Domnul, familia, materialismul și poziția socială. Și vine diavolul și spune: îi iau lui Iov totul. Însă el nu știa că pentru Iov Dumnezeu era totul. Și diavolul lui ia familia. Animalele și poziția socială. Și eu, totuși, rămâne mai departe lângă Dumnezeu. Că un singur lucru nu poate să zia diavolul. Frica de Domnul. Umblarea cu Dumnezeu. E foarte important și în viața noastră să fie pe primul loc Dumnezeu, pe doi soția și copiii și pe trei celelalte și pe patru. Poți să pui înapoi, te rog, prezentarea. Lipsa nivelelor de autoritate în familie. Yeah, for some reason this is no longer working. If you can help me. Yeah, thank you. Okay, appreciate it. Iubiții mei, e foarte important în familie să fie ordinea aceasta. Christ, husband, wife and children. Uitați-vă, bărbatul protejează familia, coordonează familia, îngrijește de familie. Wife has to comfort, has to teach, has to nurture. Copiii ce fac? Iubesc părinții și copiii ascultă de părinți. Și acum vor spune surorile, nu-mi convine ordinea asta pentru că bărbatul e mai mare ca mine. Iubiți mei, dacă vă uitați cu atenție, bărbatul nu este mai mare în sens de mai valoros, ci este mai mare în sens de responsabilitate. Dumnezeu nu mă va întreba pe mine de ce copiii mei nu cunosc pe soția mea, ci pe mine de ce copiii mei nu cunosc Biblia. Dumnezeu mă va întreba pe mine despre protecție, dacă am păzit pericolele care puteau să intre, despre coordonarea, dar nu-i treaba soției să zică către copii, e joi seara, hai la biserică și tata stă la meci și se uită la Simona Halep cum joacă. Tata e responsabil să facă lucrul ăsta. Da, e adevărat că unele surori au apucat volanul și le înțeleg pentru că unii bărbați au devenit irresponsabili. Nu mai merg ei la dunare, ce să-și mai ducă familie. Și atunci au pus mâna mama pe volan cu disperare ca să nu-și vadă copiii în lume. Și dacă am emoții, e pentru că știu ce vorbesc. Nu vreau să vă spun că am vorbit cu peste 50 de familii, dacă nu 70, doar anul acesta am prealte forță la niciun n-a lipsit banii, la niciun n-a lipsit casa sau apartamentul, însă au lipsit ordinea aceasta și nivelele de autoritate, dar și de responsabilitate. Bărbatul nu este șef, ci este lider, iar femeia nu este o slugă, nici o menajeră, ci o ființă pe care Isus a pregătit-o pentru tine. Iar dacă nu-ți place de ea, vorbește cu Isus despre ea. Nu mai cicăli pe ea. La fel cum și invers. Iubiții mei, o altă cauză pentru anarhia în familie este lipsa călăuzirii spirituale în decizii. Atunci când cei doi soți acționează haotic, ai văzut ce casă are ăla, trebuie să-l depășim. Vă vine să credeți că cunosc cază în țară, doi frați. Și-a făcut unul casă și ăsta-l altul zis către proiectant, mi-ai făcut o egală cu fratele meu, nu-i bine, zice, câțiva metri mai mare, zice. Păi nu, nu, trebuie să vadă lumea cine e mai mare, mă. Cine e mai mare. Și astfel avem poate case mari, dacă mine mari, mai avem oare? Iubiții mei, e foarte important să nu luăm decizii, nici măcar financiare, fără să așteptăm 24 de ore, chiar dacă e Black Friday. Apropo, Black Friday e o glumă foarte bună. Cel puțin în România se măresc prețul de colun înainte și apoi îți iau banii. Romane 8 cu 14, toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, sunt fii lui Dumnezeu. În 2013 a trebuit să plec de la casă început în Arad, proaspăt căsătorit cu doi copii, de la o biserică de 1000 și ceva, la biserică de 300. Mi s-a spus, ai la Deva să faci orchestră de către cineva mare. m-am rugat, ne-am rugat, am postit. N-am mers acolo unde ni se oferea financiar, puternic sau material, dar am încercat să mergem acolo unde Dumnezeu ne-o chema să fim. Și după 10 ani, îi mulțumesc Domnului că am mers acolo. Iubiții mei, e foarte important fiecare pas pe care îl facem în viață să cerem de la Domnul călăuzire. Viața e ca un sens giratoriu. A ieșit din sens. Timpul trece și după 20 de ani îți dai seama că ieșirea au fost greșită. Bun, poate că te întorci, mai faci ceva, dar anii ea ce ne mai recuperează? Că deja copiii ți mari și poate au plecat. Un alt motiv pentru anarhie în familie este lipsa disciplinelor spirituale în familie. Cineva a studiat 25.000 de cazuri de divorț din Europa și a găsit că din toate aceste familii a lipsit rugăciunea familia care se roagă împreună, iubiții mei, rămâne împreună. Am fost la o mormântare în județ orat, la o seară de privechi, 15 persoane cred că au fost prezente, o bătrânică anonimă în ochii noștri. Și aici am o frică mare, ca o în paranteză, s-ar putea mulți oameni pe care noi îi vedem mari să fie anonimi în ochii lui Dumnezeu și mulți anonimi în ochii noștri să fie mari în ochii lui. La final am mers să servim ceva la o masă, și am văzut că nepotul surorii care a murit, bunicuței care a murit, și nepoata, adică soția lui prin alianță, nepoată, n-au servit nimic. Mă simțeam așa un pic prost să servez și lângă mine ei doi să nu mănânce. Și am zis, permiteți-mi să vă întreb, de ce nu serviți? Și ea a zis, frate Cristi, pe mine a căzut sarcina să o îmbrac pe bunica în urmă cu două zile, în ziua mormântării ei pe mine a căzut sarcina să-i dau pentru ultima dată ciorapii. Când i-am dat ciorapii, am ajuns la genunchii ei și am găsit doi genunchi bătătoriți. Am găsit doi genunchi ca de cămilă. Frate Cristi, iartă ne zice, da, avem casă, mașină, loc de muncă, totul ne merge bine. Și am crezut că noi, din cauza noastră, când am dat acei ciorapi, ne-am dat seama de fapt că nu din cauza noastră, ci din cauza unei bunici care în loc să stea pe Netflix sau pe altceva, o sta pe genunchi. Fate că este iartă nu da? avem cum să mâncăm. Că peste genunchi ăștia, mâine, se vor arunca pământ. Și nu știm anii care urmează ce vor aduce. Pentru că cea mai mare binecuvântare în viață e ca între tine și Dumnezeu cineva să stea pe genunchi, să te ducă în rugăciune. Cu multă prețuire vă spun astăzi că sunteți aici, nu puțini, pentru care cineva a stat pe genunchi. Dacă America oferă ce oferă astăzi, ca și confort, șosele și alte lucruri, e, că pentru, cineva o, e pentru că cineva o trasă înainte și Thanksgiving-ul ne amintește. Că 90 de amerindieni cu 51 de persoane de pe Mayflower au stat la o masă și au mâncat căprioară prăjită, și au mâncat pește și, și pâine de porumb. Ca noi să avem frigidare pline astăzi. Iubiții mei, așa e că am vrea, am vrea să avem copii care să stea pe genunchi, care să se roage. Copilul face ce face tata, nu ce spune tata. Copiii vor uita că le-am cumpărat Lego și puzzle, dar nu vor uita că ne-am rugat pentru ei. Nu vor uita că am postit pentru ei. Că te întreabă copilul, mami, dar tu nu mănânci astăzi? Nu. Că văd că stai pe Xbox 10 ore, cum să mănânc? La repetiție nu trebuie să vii. N-am nicio poftă de mâncare. Și îl vor urmări cuvintele astea. spunea un băiat plecat în Spania, 10 ani, de Cristi, am fost fără părinți lângă mine. Și mă chema o fete din biserică să bem un cafea la 10 seara acasă. Nu mai intru în detalii, că sunteți oameni maturi. Și zic, dar n-ai mers? Și zic, n-am mers. Cam o mamă care, așa cum o înțeles, cu batic în față, în iunie se fac porumb afară la 28-30 de grade. Și am un tată care la patru noaptea primea poezii prin Duhul Sfânt. Frate Cristi, m-au urmărit pocăința lor. La noi, tata nu s-a rugat când a avut control de la uh, SEC sau de la ARS sau de la ANAF românesc. La noi, frații mei, nu s-a rugat când a avut bacul, să-și facă o cruce, Doamne, fă să încadă ce știu. La noi, rugăciune, apostol, disciplină spirituale, un tată care deschide cartea. Au fost ceva obișnuit în familie. N-am cum să mă duc să beau cafea cu fata la ora 10 seara și să fac praf pocăința părinților mei. Tatăl despre care vă vorbesc a murit acum 2 ani. Copiii sunt toți lângă Domnul. Paza bună trece prin de-aia. Vă provoc astăzi, apropiindu-mă de final, să nu avem mai mare grijă de telefon, de mașină, de mobilă, decât de familie. Și să nu uităm că evaluarea spirituală pe care ne-o fac oameni, pe care ne face Dumnezeu, e mai importantă decât evaluarea materială pe care ne-o fac oamenii. 2 Ioan 1 cu 8, ultimul verset pe care îl citesc și apoi încheie și fratele Nelu va încheia apoi. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Înseamnă că dacă există răsplată de plină, există și parțială. Înseamnă că există și mântuit, ca prin foc. Ce frumos ar fi familia noastră să se poată bucura de o răsplată de plină. Iubiți-mă, închei cu patru decizii pe care ar trebui, dacă doriți, să le luăm astăzi, să înlocuim în familia noastră competiția cu cooperarea. Apoi să prețuim spiritualul mai mult decât materialul. Dacă de la geab nu ne permitem să lipsim. De ce am lipsit de la repetiție? E mai puțin importantă? Sau de la un serviciu divin? Apoi ar trebui să mă hotărăsc, să fac tot ce ține de mine ca să păstrez dragostea în familia mea mereu fierbinte și să respect autoritatea și să rămân Sub autoritate, Dumnezeu să ne ajute la asta. Amin.